România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Numele meu este Moise Guran. Astăzi l-am pe mine pe redactorul șef al știrilor Europa FM, Teo Tiță. Bună, Teo! Salut, Moise! Și o să dezbatem împreună cu dumneavoastră, nu mi-e clar nici mie ce anume. Așa cum probabil toată lumea a aflat până la această oră, alaltăieri, în Ungaria, a avut loc o tragedie cauzată de un microbuz românesc ce se întorcea, mă rog, aducea acasă în Mureș oameni care munceau în Slovenia și al cărui șofer făcea live pe Facebook, nu și-a dat seama că a intrat pe contrasens sau era pe autostradă și nu și-a dat seama că e în lucru și că se circulă pe două sensuri, a intrat în coliziune frontală cu un camion încărcat cu nisip, n-a mai scăpat nimeni, 9 morți și o grămadă de copii orfani. Nici nu mai stăm să mai dezbatem că sunt 17, că sunt 20 sau că sunt 10 și unul și era prea mult. Acum, următoarea dezbatere pe care eu vreau să o aduc astăzi aici, în primul rând, cu dumneavoastră, este de ce de fiecare dată ne emoționăm, ne enervăm, cerem sancțiuni, Teo? Da. Așa? Și nu se întâmplă nimic. Chiar dacă o să vezi, probabil, o recrudescență a, cum să zic eu... O să o vezi vreo două zile. Ai vreo dreptate două zile aici. Poliția română va face controle, va drege. Hai o lună, cel mult. După care, lucrurile vor reveni la normal pentru că așa este țara noastră. Aceasta este civilizația din țara noastră. Aceasta este educația oamenilor în general și doar nu o să fie în trafic doar ăia cu doctorate. Nu, hai să stabilim un lucru. Accidente se întâmplă peste tot. Nu doar cu șoferi români, nu doar în România. Sunt peste tot. Nu, noi suntem pe primul loc. Dar suntem pe primul loc la morți pe străzi. Da. Ne pierdem aproape o generație întreagă pe străzile României. Pierdem copii, pierdem oameni productivi, pierdem prieteni, pierdem rude, pierdem tot da. Pe străzile astea. Da, nici cancerul nu se compară cu ce se întâmplă cu... Exact. Deci statisticile astea de rutiere din România sunt înfiorătoare. Sunt de țară bananieră, ce zic eu aici. Da? Bun, ok. Și tot zicem, băi, dar n-avem autostrăzi. Ceea ce e parțial corect. Adică, da, dacă am avea autostrăzi, atunci s-ar produce mai puțin accidente, că pe autostradă mai greu intri pe contrasens să faci coliziune frontală. Pe de altă parte, însă, uite, ăsta a fost un accident pe o autostradă, că na, nici pe autostradă se mai întâmplă lucruri. Dacă nu ai un minim de bun simț și de educație, care să pornească de la respectul pentru tine și pentru ceilalți, în primul rând, aceste lucruri se vor întâmpla în continuare. De aceea eu îți spun că nici nu vreau să aud că poliția română în zilele următoare va face nu știu ce controle, că va lua la puricat, sau ce? Zii tu ce? Eu zic că avem o problemă care e valabilă peste tot, adică nu e doar în trafic, și anume asta cu aplicarea laxă a reglementărilor. Problema noastră nu e că nu avem legi sau hotărâri sau spune-le cum vrei. Problema noastră este că ne relaxăm. Las că merge și așa. Suntem țara lui, las că merge și așa. Și de aici vine ce spuneam un pic mai devreme înainte de jurnal, și anume vreau să văd că firmele ai căror șoferi își fac live pe Facebook, le ia Facebook cu mințile și în loc să conducă discută cu fanii pe Facebook, ar trebui sancționate. Ar trebui regulamente interne la firme. Mă, ce fel de șofer ai angajatul? Îl verifici din când în când, vezi dacă el e în regulă. Dacă colegii acestui șofer, habar n-am dacă era angajat la o firmă sau nu, dar vorbesc de un caz ipotetic. Dacă colegii acestui șofer văd că ăla face live pe Facebook, oare își sună șeful să spună, băi, vezi că ne pune ăsta în pericol, omoară oameni. Se întâmplă lucrurile astea, verifică cineva lucrurile astea. E o problemă de etică profesională, dacă vrei, și este o problemă de aplicare a regulilor interne ale companiei și ale statului român. De asta spuneam mai devreme, tu zici că vreau să văd toată poliția din lumea pe străzi. Nu neapărat, vreau să văd poliția sancționând astfel de oameni și nemai lăsându-i să transporte vreodată nici găini. Dar îmi te oameni. Eu îți spun așa, că am avut... Uite, hai, eu am, când vorbeam la Dinu și ne-am aprins, eu am evocat omorul din trafic de duminica trecută din București. După ce am ieșit de aici, mi-am amintit că am avut un caz de hărțuire în trafic a unui polițist în civil de la Brigada, mai știi, la Constanța. Da. Cred că au trecut 3 săptămâni, de atunci, 2-3 săptămâni. Și s-au hărțuit în trafic până au ajuns să se încaiere.
au sărit să-l omoare pe ăla, că, mă rog, era un întreg clan acolo, s-a pus cu un întreg clan. Omul a scăpat, procurorii au început urmărirea penală, instanța a zis, nu-s periculoși, pot fi în judecat, pot fi cercetați în libertate. Explică și mie, cum poți să lași în libertate unul care sare să dea cu pumn? Băi, uite care e treaba. Eu, în 2014, când a intrat pe nepusă masă în vigoare acest cod penal, eu am scris un articol și toată lumea m-a înjurat atunci, în care i-am cerut președintelui Băsescu de atunci mai bine să demisioneze decât să promulge noul cod penal. Uită-te și tu câte probleme avem de atunci. Și uită-te ce se întâmplă în societatea noastră cu tot acest heirup de a valida, practic, infracțiunea în România. Niciun cod penal de la Cogălnicianu încoace nu e permisiv cu violența. Aici e o problemă de interpretare. Păi, așa zic, aici nu vorbim de corupție, nu vorbim de dosarele așa penale este, ale șefului de partid. Da, vorbim de violență. Vorbim de proceduri penale. Da, despre asta vorbim. Ok? Despre asta vorbim. Tot zic, uite, domnule, câți nevinovați au ieșit acum din pușcărie, domnule, care pușcărie, mă, că ăștia de-au fost achitați, n-au stat o secundă, n-au... Cum îi plimbi, zice pătrarul, vă erou pătrarul al TVR-ului. Dar bine, doamna Codruță, i-a plimbat cu cătușe, nu, domnule, n-a fost decât Grebla a fost cu cătușe, atât. În rest, n-a fost nimeni cu cătușe, pentru că pe noul cod penal, din nou, n-a mai arestat pe nimeni, dar în general nu mai arestează nimeni pe nimeni în țara asta. Iar asta se vede în comportamentul populației. Nu vorbim de corupție aici în mod special. Deși e clar că și de acolo vine un semnal de sus în jos în societate extrem de puternic. Până la arestare, Moise, și întorcându-mă la șoferi, iartă-mă, dar trebuie și măsurile alea preventive. L-ai văzut cu telefonul în mână? Păi, ai văzut că are un live pe Facebook? Nu, lasă, până la educație. Până mai de la educație. Ia-i carnetul, să vezi ce educativă e măsura aia, că nu mai ar din ce-și câștiga pâinea. 0372069599. Spuneți ce vreți, eu nu știu ce să vă întreb astăzi. Bună ziua, Daniel. Bună ziua, Moise. Te-am ascultat și pe tine și pe Teo. Da. Exact cum spuneam, o parte care începe și de la corupție, pentru că fiind acolo sus anumiți polițiști, toată lumea vrea să vadă mai mulți polițiști, dar degeaba îi vezi. Pe ăla îl cunoaște, pe ăla nu știu ce a trecut cu vederea. Acolo e o problemă. Ăla-i copilul nu știu cine, e mașina nu știu, ăla are X, nu știu de care, ăla are... Nu-l oprim. Pe cine știe cine îi. Da, înțelegi? Asta este o problemă și ține de aplicarea legilor. Dacă poliția n-are demnitate până la urmă să-și facă datoria, o să ne alegem cu exemple de-astea minunate, gen Godină, dar ăla e unul. Dragii mei, Daniel și Teo, vă rog să formulați o propunere, ceva, hai, ce să facem în țara asta? Ziceți ceva concret, că ne putem plânge de poliție. Vreau să văd ministrul de interne ieșind și explicându-mi câte astfel de amenzi s-au dat până acum, câte carnete s-au ridicat, câte razii preventive, nu știu cum să le zic, habar n-am cum se numește pe jargonul ăla de problemă. Polițist. Prevenția. Câtă prevenție este la noi? Ce înseamnă prevenție? Să previi anumite. Ce să controlezi și să-i sancționezi pe aia care, înainte să comită accidentul, mă ierți un pic, să comită accidentul, au făcut o infracțiune mai mică. E teoria aia geamurilor sparte, Moise, pe care tu o cunoști teribil de bine și care a fost cel mai bine aplicată în New York de Rudy Giuliani. Rudy Giuliani a zis așa, dacă geamul este spart, următorul lucru care se va întâmpla, fie se va fura ceva, fie va fi violență. Eu vă spun așa, că de fiecare dată când sunt libere multe, poliția română își bate recordurile de reținut permise. Am dat o căutare acum pe aplicația Bizidei, pentru că știam sigur că acolo sunt știrile și vă zic așa, 2 februarie, polițiștii rutieri au reținut 500 de permise de conducere și 190 de certificate de înmatriculare într-o singură zi. 7 ianuarie, razia poliției rutiere în București. Doar azi noapte au fost date peste 130 de sancțiuni în valoare de 56.500 de lei, iar 18 permise au fost reținute într-o singură noapte în București. 3 ianuarie. Polițiștii rutieri au reținut 288 de permise de conducere și au retras 77 de certificate de înmatriculare. 1 ianuarie. Polițiștii rutieri au reținut 200 de permise în ultima zi din 2017. Vreți să vă mai spun? Câți dintre ăștia erau profesioniști? Câte firme și-au pierdut licența pentru că mașinile nu corespundeau sau șoferii erau demenți? Așa, eu tocmai ți-am arătat că poliția... cât e ea, face fix... Nici ascultătorul nostru și nici eu, Moise, n-am zis că poliția nu ridică carnetul. Nu-și face datoria, deci, corect. Tu ai zis să iasă doamna Carmen Dan. Da. A venit cu statistica să ne explice, să iasă doamna Carmen Dan, să ne explice câte astfel de măsuri și unde este problema. Pentru că e o problemă, cum spui tu, de proceduri. Cât de mult
lucrează poliția pentru a opri aceste lucruri? Se preocupă de asta? Sau stă la universitate, în centrul Bucureștiului, acum, dacă te duci, probabil o să găsești o mașină de poliție. Dacă stai 20 de minute, o să descoperi că oprește mașini de covazna. Asta fac ei acolo. Eu zic că fluidizează traficul, sau cel puțin ei asta o să răspund. Daniel, doriți să propuneți ceva concret? În primul rând, niște amenzi mai mari pentru teribiliști, care foarte mult, și pentru cei care nu am nimic cu cei profesioniști, și eu sunt profesionist, 90% din timp îl petrec în mașină. Așa. Am 20 de ani de șofat, n-am niciun accident, m-a ferit Dumnezeu, am și ocolit cât am putut, am ferit pe alții, dar teribilismul ăsta care nu este... Cum definiți dumneavoastră teribilismul? Schimbarea repetată a benzilor, viteze de peste 200 la oră, cum îl definiți teribilismul? Și în oraș, păi în oraș ți-ar părea normal ca unul care, cum zicem noi în trafic, croșetează de pe o bandă pe alta, trece pe lângă poliția fără să-i spună nimica. Și sunt exemple, sunt foarte multe în care l-ai putea defini. Ok, bine. Daniel, stai un pic, că mai am o întrebare pentru Daniel. Daniel, ai zis că ești profesionist și ai 20 de ani de șofat. Ce te-a ferit până acum? Prudența. Mulțumesc. Nu am niciun accident din alea. O să scoc azi eroțiune. Mulțumim, Daniel. 0372069599. Nu pot să scurtez, de fapt, intervențiile. Dacă o fi nevoie, prelungim emisiunea. Dragoș, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Am o nouă perspectivă pe care n-am auzit-o până acum, nici n-am citit-o. Cred că orice șofer din lumea asta ar putea să fie în locul nefericitului șofer ungur din camion. Da, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu dacă a pățit el ceva, nu vorbește nimeni de el. Într-adevăr, au murit niște oameni, sunt niște familii distruse, niște copii orfani. Nu știu dacă sunteți, știți sau ați auzit de Darwin Awards. Da, am auzit. Am înțeles. Da. Darwin Awards. E o glumă pe internet. Stai un pic să o explic. E o glumă pe internet. Se dau aceste Darwin Awards pentru tot felul de oameni care fac lucruri împotriva instinctului de conservare. Cum ar fi live-ul pe Facebook? Nu, de fapt, primile sunt pentru cei care, încerc să citez exact, cei care și-au extras genele din baza de gene a umanității, ne lăsând urmași și murind în moduri stupide. Ok. Hai să depășim momentul, că nu e de glumă. Nu e de glumă, dar cred că ne ferim prea mult de cuvinte. Așa. Ca soluție, educația într-adevăr primară, și se poate face educație și la adulți. Cred că un șofer de genul ăsta care s-a filmat și care a supraviețuit, da, văzut, cred că l-ar ajuta foarte mult dacă, nu știu, 2-3-5 zile, o săptămână, ar căra valiza unui procuror criminalist. Adică să vadă tragedii. În momentul în care omul vine și descarcerează și scoate victime din accidente, cred că l-ar ajuta și l-ar educa foarte mult. Nu știu dacă știți de campaniile de prevenire din Anglia. Dragoș, ceea ce propuneți dumneavoastră este absolut teoretic, nu se poate implementa. Nu e teoretic. E foarte teoretic. Se poate implementa. Dragoș, dăm cu toții psihologicul înainte să luăm permisul? Ce facem la psihologicul ăla? Mai știți? Nu mai știți? Da, tocmai am dat din nou pentru un alt tip de permis. Așa. Și ce vi s-a testat acolo? Vi s-au testat reflexele. Vi s-au testat reflexele? Da, reflexe și au fost și niște întrebări. Un chestionar. Dar, e un chestionar, dar nu asta este relevant, pentru că examenul psihologic, un examen psihologic, dacă nu este refăcut, nu are neapărat relevanță. Foarte corect observația noastră. Campaniile, dacă nu le știți, căutați-le pe internet, că sunt extraordinare. Campaniile de prevenire a accidentelor rutiere sau campaniile de prevenire a accidentelor de cale ferată din Anglia sunt terifiante, dar îți rămân în cap și te regăsești acolo, te regăsești în situația aia și te gândești după aia. Da. Nu au o problemă. Știți, vă rugăm impact emoțional, nu putem să... Nu arată nimic, nu arată sânge sau altceva.
pur și simplu îți dau ideea. Și știrile de la ora 5 din România, adică, nu, cele, nu, nu, nu. Adică cele mai gustate știri din România, cele mai vizionate, care e diferența? Este o mare diferență. Care? Este o mare diferență. Care? Știrile de la ora 5 sunt făcute pentru rating, de oameni profesioniști care le fac cu scopul de a aduce rating. De oameni care speculează inteligența emoțională, cum eufemistic se spune, a poporului corect nostru. Adică faptul că ne corect enervăm, și dar niciodată nu învățăm din astfel de experiențe. Doar atunci ne enervăm. Avem o inteligență emoțională, nu avem genul acela de inteligență acumulată care să se traducă, cum vă spuneam, în civilitate, în politețe, într-un mod de a respecta până la urmă viața. Se traduce în normele, în normele publice care sunt codificate în legi și regulamente care trebuie aplicate. Da, ai dreptate, dar să mergem mai departe, să vedem unde se duce lipsa asta de civilitate despre care vorbești. Se duce în polițiști care nu aplică legea, în patroni de firme care permit mașinilor nepregătite să transporte oameni, șoferilor neverificați să transporte oameni. Mi se pare, pur și simplu, Teo, mi se pare că în momentul de față nevoia ta de a găsi un vinovat îi nedreptățește pe polițiști. Ești mult prea vehement. Da, eu nu vorbesc numai de polițiști, vorbesc și de patronul de firmă de transport, care preferă să facă banul ăla fără să se uite la starea mașinii, fără să se uite dacă șoferul ăla e în stare să eu conducă, sunt de acord cu tine, fără să se uite că da, îl obligă pe ăla să muncească câte 10-12 ore, deși legal nu are voie să stea în mașina aia 10-12 ore. Și s-au schimbat normative, uite, de data asta n-a fost vorba de așa ceva. În momentul ăsta, deci vorbim de o tragedie produsă de un om care făcea live pe Facebook. Ți se pare că omul ăla care face un live pe Facebook în timp ce transportă niște oameni e un șofer responsabil, nu, și e pregătit? Irresponsabil. Este irresponsabil. Vina cui e că ăla e irresponsabil? Cum a ajuns asta acolo? Asta este nivelul de educație al societății noastre. Eu pot să bag mâna în foc că ăla nu era la firmă autorizată și că făcea transport pe nașpa, cum se zice. Da, se poate. Și atunci îți spun în felul următor. Putea fi ăla, puteau fi 8 oameni în mașina lui, 9 cu tot cu el, sau putea fi oricare dintre noi cu familia. Este vorba de ridicarea generală a nivelului de responsabilitate prin educație. Că nu. Uite, citesc cu știrea acum. Microbuzul în care au murit 9 români nu avea talon sau licență de transport. Cum a ieșit ăsta din țară? Cum intra în țară? Cum se plimbă pe străzile României cu 9 oameni? Nu se întreabă nimeni? Da, ok. Sigur, se întreabă. 0372069599. Dan, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Vreau să spun ca și constatări. Locuiesc în Călăraș, foarte aproape de serviciul înmatriculării. Ce mi este dat să văd în fiecare dimineață? Cu ce tip și ce calitate a mașinilor crește parcul auto? Odată cu scoaterea acelei taxe de poluare, da, am reușit să facem curățenie în toată Europa. Nu putem priva de dreptul la proprietate niciun cetățean din țara asta, dar din punctul meu de vedere ar trebui puse niște bariere mult mai riguroase. Da, ok. Așa este, aveți dreptate, nu vă poate nimeni contrazice pe această temă, dar nu e aici cazul. Vorbim despre altceva. Uite, pot să vă dau altă replică, dacă îmi permiteți. Merg mai departe cu constatările, ca să fie în context. Da. Totodată văd și calitatea și nivelul de educație, sau mai bine zis, efectiv lipsa educației la oamenii care vin cu aceleași mașini. Aha. Să ne întoarcem jumătate din... Nu, e greșit ce spuneți, iertați-mă. Noi aici întâmplarea face că Europa FM este peste drum de pașapoarte sau permise. Ce e, frate? Aici? Și una și alta. Și una și alta. Eu vă spun că în fiecare zi, aici noi intrăm pe o bretea, o locație de asta corporatistă, foarte civilizată, cu locuri de parcare și așa mai departe. Dar ne blocăm la ieșirea de pe pod încoace pentru că sunt mașini oprite pe toate benzile una peste alta. Că toată lumea trebuie să oprească petrecerea de pietoni în momentul în care vine să schimbe permisul sau pașaport. Aș sublinia, în fața poliției. Nu, mai nu e așa. Mai vin polițiștii și mai ușuiesc de pe aici. Uneori. Da. Ce vreau să spun, lipsa asta de educație, la modul general, se reflectă și în modul, sau mai bine zis, în educația rutieră. Da. Să ne gândim cu atenție. Sunt tineri de 18-20 de ani care și-au luat permisul de curând. Da. Și care au fost crescuți. Părinților la momentul ăsta au 40-45 de ani. Nu au ei nivelul de educație cât să transmită mai departe. Și atunci se creează acest perpetuum mobile. Vă spun un lucru. Eu pot să numai categoria B, dar prin prisma activității profesionale mă pot considera profesionist. Am depășit de mult un milion și jumătate de kilometri parcurși.
Văd o mare împuțiciune în țara asta. Opriți-vă unde vreți pe un drum național să vedeți ce mizerie este și asta este un rezultat al lipsei de educație. Bun, am terminat cu constatările. Din punctul meu de vedere, ca și notă constructivă, dacă mă refer la poliția rutieră, mi-aș dori o mult verticalitate, pur și simplu, pentru că nu au la momentul ăsta, exact ce spunea un alt invitat al noastră. A trecut băiatul X, nu-l oprim. A trecut interlopul Y, nu-l oprim. Practic, cine sunt cei amendați sau cei sancționați? Și dacă cei poliția, care... de exemplu, legitimează și sancționează un om obișnuit ca mine și ca dumneavoastră? Nu zic nu. Și eu am fost, n-am să spun niciodată că le-am făcut pe toate bune. Și eu am primit sancțiuni, dar pe bună dreptate. Și mi le-am recunoscut. Și dacă polițistul este luat la șuturi și la bătaie de trecători, cum s-a întâmplat de mai multe ori, de fapt. Ultima dată cred că nu e nicio lună de atunci. La Tulcea, zic bine. Altă manifestare de lipsă de educație. Deci nu, cetățenii României, cetățenii țării noastre au sărit pe doi polițiști care legitimau pe cineva. Dar eu nu înțeleg un lucru. Ce spui? Spui că trăim într-o națiune needucată și gata. Nu, va trebui să ne obișnuim cu lucrul ăsta. Nu, departe gândul. Nu, eu zic tocmai că trebuie să o luăm de jos de tot, adică trebuie să asumăm faptul că nu avem educație și școala trebuie să preia jobul părinților. Dom'le, că nu toți copiii ajung la 7 ani fără să aibă educație, este una, dar la, nu știu, 14 ani când pleacă din școala generală, toți trebuie să știe să dea bună ziua și să știe mai ales să respecte pe celălalt, mă. Hai să vedem ce spune ascultătorul nostru. Haideți să vă spun un lucru vis-a-vis de educație. Tatăl meu a fost șofer profesionist. În momentul în care am terminat facultatea și m-am angajat, mi-a spus așa, vei fi un om vertical și integral în momentul în care vei ști să saluți și directorul și femeia de servici cu aceeași dulceață sau cu aceeași politețe. Lucru care nu se întâmplă în România. Propun, spuneți ceva concret, sunt prea profund de spunsurile dumneavoastră ca să vă las așa să plecați. Ia spuneți-mi dumneavoastră mie ce facem de mâine. Eu personal, o spun cu toată sinceritatea, e vorba de a lua atitudine. Vreau să vă spun și față de unul care aruncă gunoiul jos, cu toate că coșul este la o jumătate de metru de el, cu toate că te depășește agresiv în trafic și îi atrage atenția la semafor când te reîntâlnești pe benzi paralele. Suntem priviți, această minoritate, pentru că am ajuns o minoritate, ca niște atipici. Noi suntem cei atipici, nu ei. Da. Ia uite-l și pe ăsta, să bagă el. Ce ai, bă, tu, dacă am dat eu aici pe jos? Care-i problema? Vorbeam de matriculare, deci, domnule. Dan, dumneavoastră ziceți că ne trebuie o mai mare implicare a comunității. Haideți că au sărit lucrurile în aer și trebuie să mai luăm și alte telefoane. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. Chiar e foarte interesant ce spuneți. Cum facem să mobilizăm societatea să reacționeze în astfel de situații? Ionuț, bună ziua. Vorbim despre lucrurile astea. Altceva n-avem ce face. Bună ziua. Da. Din natura jobului meu, eu stau în trafic aproximativ 7 ore pe zi. Sunt agent de vânzări. Ceea ce văd în fiecare zi în traficul din București, vine câteodată să o iau razna. Deci cum pot eu, care... eu respect regulile. Merg pe Ștefan cel Mare și văd că trec pe lângă mine coloană de mașini pe linia de tramvai. În intersecție la Barbu Văcărescu, polițistul se uită și dă din nume. Eu prind semaforul de 10 ori, iar cel care vine pe linia de tramvai trece, timpul e mai prețios decât timpul meu, constat. Atunci câteodată sunt foarte multe persoane care zic, băi, dacă le merge ăstora, mie de ce nu mi-ar merge? Așa. Eu nu am făcut asta, cu toate că soția mea mă bate la cap de fiecare dată, uite cum face ăla, tu de ce nu faci așa? Sincer să vă problema spun... este cu cât trec mai mulți pe linia de tramvai, cu atât mai mult crește timpul dumneavoastră, pentru că în mod inevitabil în intersecție ei intră în fața coloanelor care circulă pe bandă. Și mai e o problemă mai aici. Asta și acumulăm frustrări, începem să claxonăm, să înjurăm. Exact. Mai este o problemă cu cât trec mai mulți, îmi cer scuze o secundă, cu cât trec mai mulți, cu atât devine mai cum să spun, în ghilimele, legal să faci chestia asta și ai o presiune cumva, dar dacă ăștia ajung mai repede din punctul A în punctul B, de ce n-aș încerca și eu? Da, normal. E tendința asta este concluzia la care vreau să ajung. Deci dacă ăla poate și nu primește nicio amendă, nu, exact. Deci nu este tras la răspundere nici într-un fel. Polițistul stă în intersecție, trec trei mașini. De la un punct încolo, nici polițistul nu mai are ce face, pentru că jobul lui, prioritatea lui acolo, nu este să amendeze o coloană întreagă de mașini, ceea ce i-ar lua toată ziua, ci să fluidizeze traficul. Da. De trage 2-3. Ia să vă uitați dumneavoastră acolo la intersecția dintre Ștefan cel Mare și Tunari.
Întotdeauna e un polițist exact care trage 2-3, îi trage pe tunari, îi pune să tracă acolo și în momentul în care îi permite traficul, o să vedeți că se duce și le aplică amenzi. Eu tot timpul văd asta și eu trec pe acolo în fiecare zi. Da, dar problema e că eu, ăla ca șofer, dacă vede că trece pe roșu și polițistul nu dă din numeri, deci practic am văzut și am și zis polițistului și dă din numeri, zice și ce vrei să-i fac? Păi atunci șoferul ăla o să zică, păi dacă ăsta nu m-a oprit, am trecut și pe roșu și pe linia de tramvai și după refugiu, păi eu de ce să mai respect? Este ce spuneam un pic mai devreme, respectarea regulilor care există, nu trebuie nici măcar mărite amenzile. Exact. Și? Deci iar eu ca credeți că asta doar dintr-o atitudine mai dură a poliției se poate face? Da, se poate face. Plus, mă scuzați o secundă, ca și, nu știu, sunt foarte multe reportaje făcute, nu știu dacă am voie să spun, de știrile Pro TV. Aveți voie. Care au un ecou. Deci am observat, sunt reportaje făcute foarte bine și la România te iubesc și la știrile Pro TV. Deci dacă s-ar face o chestie, domne, haideți să facem un reportaj să vedem. Da, știu că s-a făcut cu 7 din 10 șoferi. Asta a fost aseară la Pro TV, da. Da, exact. Da. Dar dacă s-ar face să vadă, deci, domne, uitați, luați o intersecție, haideți să punem camere. Dar sunt camere peste tot. Vedem. În București sunt camere și pe străduțe. Peste tot sunt camere. Dar nu sunt verificate de către nimeni. Ce se întâmplă cu ele? Exact asta e. Ce se întâmplă cu ele? Avem camere și le folosim când se întâmplă accidentul. Dar folosim oare camerele alea când trece pe roșu? Nu știu, folosim camerele alea când apar exemple de road rage, furia aia în trafic despre care vorbeai tu mai devreme. Folosim alea? Nu știu. Da. Exact. Încă un exemplu. Am încercat să intru într-un complex comercial, într-un mall, Park Lake. Nu știu dacă știți, are intrarea la subteran, două intrări, una pentru minus 1, una pentru minus 2. Eu, de pe prima bandă, îmi taie calea un domn de etnie română. Nu am nimic cu dânsul. Nu are nicio relevanță etnia, vă rog exact. Să vă... Îmi taie calea practic. Eu îi dau un claxon simplu, la care el trage în dreapta, în stânga mea, începe să înjure, nu știu ce, să ia după mine prin parcare, să mă șicaneze, să nu știu ce. În momentul ăla, eu eram cu soția în mașină, a zis, bă, nu știu cu cine mai e mașina, avea geamul fumurii, era un Audi, normal. Eu mașina... am făcut, inclusiv acest tip de dezbatere, am avut-o aici la România în direct, la fel, după o situație din asta în care s-a întâmplat o tragedie în trafic, și v-am întrebat exact asta, o găsiți pe site-ul nostru, Europa FM, ce faci în situația în care... Nu te dai jos din mașină. Una dintre... Mulțumesc, Ionuț. Primim o opinie și de la Vlad Petreanu. Tocmai mi-a scris un pic mai devreme și zice așa. Trei pași, zice Vlad. Ore de educație rutieră la școală, curs de conducere defensivă și probă eliminatorie la examenul de permis, pedepse aspre cu componentă educativă majoră pentru abateri. Uh-huh. Iată, a făcut Vlad un plan. A făcut un plan ca toate planurile lui Petreanu. Petreanu își imaginează că toată lumea din țara asta știe să spună bună ziua. Și la ce folosește bună ziua? Băi, greșiți, nu cunoașteți această țară. Ba, o știm foarte bine că ne-am născut aici, Moise. Voi, vă spun, orășenilor, nu cunoașteți această țară. Mergeți, uite, Petreanu stă în afara Bucureștiului. Te uiți de sus la oameni, Moise, asta e păcatul tău. Te uiți de sus la oameni. Eu vă spun că gradul de educație al cetățenilor României, acolo la bază, da? Din păcate e o bază care face majoritatea în țara asta, gradul de educație s-a rupt din momentul în care nici măcar familia aia tradițională nu l-a mai învățat pe copil să spună bună ziua, un mod de a-ți respecta aproapele creștinesc sau necreștinesc, iar tot valul de modernism nu l-a atins nicicum. Gradul de educație, știi unde s-a rupt filmul? S-a rupt filmul când nu s-au aplicat regulile. L-ai ascultat mai devreme pe ascultătorul nostru, care ne-a zis așa. Ne-a zis, domnule, când îi văd pe aia toți că trec pe coloana aia și se duc mai repede, evident că mă întreabă nevastă mea, dar de ce nu e, mă, și tu pe acolo? Stăm și pierdem vremea în trafic, ni se duce viața pe Ștefan cel Mare aici. Acolo se rupe. Unde nu se aplică regulile, se dispare și educația. Eu sunt de acord. Deci, și cred că toți suntem de acord. Cu ce nu suntem de acord? E exact cuiul lui Pepelea. Cum procedăm? Ce facem? E bun planul Petreanu. E mai bun decât deloc. Ce face guvernul. Decât deloc. George, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Sunt perfect de acord cu tine legat de faptul că educația este la un nivel foarte jos în România și atunci, legat de problema traficului, eu pasez responsabilitatea în totalitate poliției române. Și cred că în România educație rutieră în momentul de față se poate face doar cu parul, scuze expresia, atâta timp cât legile vor fi aplicate la sânge și vom primi amenzi, inclusiv pentru că n-am semnalizat, dau un exemplu poate absurd,
schimbarea benzii de mers, atunci o să ne învățăm. Spunea un ascultator mai devreme că pierde foarte mult timp în trafic când la semafor. Și eu fac același lucru. Dar dacă polițistul respectiv de care povestea ar sancționa doi din cei care sunt roșu, doi astăzi, doi mâine, trei poimine, ne-am învățat să nu mai trecem pe roșu. Dar atâta timp cât ni se permite... Eu nu cred că vă permite nimeni să treceți pe roșu. Eu nu știu vreun polițist care să fie iertat vreodată pe cineva că a trecut pe roșu. Spunea mai devreme ascultătorul nostru și am făcut referire la casă. O fi spunând, eu vă zic în felul următor, fiecare le știe pe ale lui. Eu vă zic așa, că dacă o mașină trece pe roșu, dar indiferent că trece sau că nu trece, o mașină provoacă un accident mortal, să zicem, într-un oraș, așa cum vă spuneam că e București și anume camere de luat vederi. Mai departe, s-ar putea ca, eu știu, criminaliștii să urmărească parcursul mașinii respective. Și dacă a trecut pe roșu în intersecția, ultima intersecție, și acolo a fost un polițist care l-a iertat, polițistul ajunge la pușcărie. Și toți polițiștii știu acest lucru. De-aia vă spun că exagerați. În momentul în care spuneți că poliția în țara asta te lasă să treci pe roșu. Pe bune, avem așa o nevoie. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră, toți avem acest reflex. Vine, vă spuneam, din caracteristica emoțională a nației noastre, de la Miorița sau de la ciobanul care s-a speriat, habar n-am. Deci n-ai cum să rămâi indiferent la astfel de tragedii. Problema noastră este că în loc să căutăm soluții, căutăm să ne exprimăm furia. Și o exprimăm și după ce o exprimăm ne trece. Uităm, până mâine uităm această dezbatere. Exact. Nu, avem o să ne întoarcem la ea, Moise. Uite-ți promit eu că ne întoarcem la dezbaterea asta. Bine. Îți promit că ne întoarcem și la știrile Europa FM și aici dacă vrei. Eu vă spun așa, că tendința asta noastră de a găsi un vinovat acum, ăsta trebuie să fie ministru de interne, sau habar n-am, polițistul din intersecție, nu ne rezolvă problema. Adică ne rezolvă problema pe care o avem, aceea de a exprima furia odată. Atât. Toată chestia asta este emoțională, ne trece într-o săptămână, o lună. Dacă poliția română ar începe să aplice legea la sânge tot timpul, nu doar după ce se întâmplă astfel de evenimente, crede-mă că ar crește, nu s-ar rezolva poate toate problemele, dar ar crește nivelul de educație. De ce îți dau un exemplu? Când suntem în România, intrăm din altă țară, până atunci majoritatea respectă legile, nu aruncă gunoiul pe George, geam. George, nu vă contrazic. România... Și eu sunt de acord că poliția trebuie să fie fermă. Eu vă spun atâta doar, să nu ne adică a zis unul aici, te lasă poliția să treci pe roșu în România și după aia toți ne-am dus pe chestia asta. Eu vă spun că nu e adevărat că te lasă atât am avut de zis. Sunt de acord cu dumneavoastră, sigur că da, legea trebuie aplicată. Dar cadrul general al societății noastre în momentul de față este acela de a favoriza și de a lăsa... Lasă că merge și așa. Încălcarea legii, cel puțin, dacă nu chiar pe infractor direct. Ok, și atunci cine trebuie să facă un prim pas? Nu poliția, nu ar fi un prim pas în asta, pe lângă tot ceea ce s-a discutat, educație în școli. Dar astea sunt probleme mult mai, secundare. Mult mai mari. Ei, eu, asta e, aici mă cert eu cu Teo și cu dumneavoastră azi. Eu vă spun în felul următor că asta este prioritatea zero. Să începi să educi pe oameni reguli de bază. Și rutiere, cum zice Petreanu, dar reguli de bază, de politețe și de bun simț. Totul vine din lipsa de respect pentru celălalt. Totul vine din lipsa de educație, dar până să implementăm măsuri de corectare a acestei educații, proiectat totul de la pașii incipienți, de la primul pas care trebuie făcut, consider că poliția ar putea să ne educe. Eram pe Valea Oltului, plecam de la București până la Timișoara, un drum de 8 ore, iar pe Valea Oltului un șofer de dubă din Sibiu depășeam curbe fără niciun fel de vizibilitate. Am sunat, am luat numărul de pe dubă, m-am ținut de domnule, el. Puțin oameni fac asta. George, trebuie să vă scurtez intervenția, o să prelungim această emisiune. Doar luăm câteva minute de publicitate. 0372069599, căutăm împreună soluții pentru a reduce tragediile de pe șoselele din România. Bună ziua, Dan! Bună ziua, Moise! Îmi pare bine că am reușit să, în sfârșit, să intru în direct. Îți mulțumesc pentru obiectivitatea de care dai dovadă, din prisma faptului că lucrez în cadrul Poliției Române de aproximativ 10 ani de zile, din care aproape 8 am fost polițist rutier. Ok. În prezent nu mai lucrez la poliția rutieră. Cu privire la... De câte ori ați lăsat dumneavoastră un om care a trecut pe roșu să scape? Niciodată. Dar aveți cunoștință ca vreunul dintre colegii dumneavoastră să fi făcut asta? Nu, nu, nu există așa ceva. Ce mașină aveți, Dan? Am un Ford. Câți bani ați dat pe el? 4.000-5.000 de euro. Nu-mi permit mai mult. Ok.
Bănuiesc că știți de ce v-am întrebat asta, nu? Ca să-mi dau seama dacă ați fost un polițist șpăgar sau nu. Sigur, e o prejudecată absolut prostească din partea mea, dar dacă aveați un BMW de 50.000 sau de 100.000 de euro, asta putea fi o indicație că ați avut o mătușă bogată pe care ați moștenit-o sau că lăsați oamenii să mai treacă și pe roșu în schimbul unor bani. Haideți, continuați ideea. În punctul meu de vedere, poliția română este cel mai mic pilon, cel mai mic pion din toată problema asta, în sensul că nu este apărată de lege. Noi vorbim de un cod rutier în România. Da. Cod rutier care, dacă stăm să ne gândim și să analizăm, este o simplă ordonanță de urgență din 2002. Deci, noi n-am fost în stare ca popor să facem o lege. Parcă s-a mai schimbat o dată. Avem o ordonanță de urgență, 195 din 2002, și un regulament de aplicare, o hotărâre de guvern din 2006. Da, specific, cum nu va apără legea? Da, există, da, codul rutier. Stai un pic că vreau să aud opinia ascultătorului, că mi se pare foarte interesant. Da. Imediat vă explic. Ați văzut la televizor foarte multe cazuri în care polițiștii au intervenit. La diferite fete de... au trebuit să conducă la sediul poliției un conducător auto care a refuzat să se legitimeze sau... Așa. Nu știu ce a făcut, a fost recalcitrant. Ați văzut câți oameni s-au strâns în jurul polițiștilor fără să știe ce se întâmplă acolo, acei oameni. Și toată lumea acuza poliția că de ce trag de el, de ce... Și poliția s-a emoționat. Nu s-a emoționat poliția, dar... Dan, nu e o situație plăcută. Dan, observați da, cu... E adevărat, dar e parte din slujbă, e parte din meserie. Ok, vină aia să țipe pe lângă polițist, dar se emoționează polițistul? Nu se emoționează. Dacă sunt 3-4 polițiști și în jurul tău sunt 40-50 de oameni, da. Nu știu cât de... Da. Dar n-aveți proceduri pentru așa ceva? Să cereți ajutor sau... Până la urmă și noi suntem oameni. O altă mare problemă este personalul poliției române care este foarte... Suntem foarte, foarte puțini. Peste tot. E adevărat. Aceste lucruri sunt adevărate. Sunt de nenegat. Dar în același timp, Dan, vi se pare că eu sunt nepoliticos la această emisiune? Nu. Vi se pare că nu țin în mână această dezbatere? Și totuși n-am nicio lege care să mă protejeze. E pur și simplu vorba de... Mă înțelegeți? Eu sunt șeful aici la această emisiune. Eu sunt moderator. Eu. La fel e și polițistul pe stradă, domnule. Polițistul pe stradă trebuie să fie... Adică el, prin comportamentul lui, trebuie să impună respect celorlalți. Dacă sunt infractori, scoate pistolul. Așa prevede legea, nu? Da, da. Ok. Și atunci despre ce vorbim? Vorbim că polițistul nu este suficient de protejat de lege. Dar tot n-am înțeles ce trebuie să facă legea. Cum ar arăta legea ideală? Ce trebuie să scrie acolo? Articolul 1 din legea nu știu legea care. Legea ideală era prevăzut, nu mai țin minte, în legea 61 din 91, faptul că o persoană împiedică un polițist să ia măsuri de încătușare și de conducere la sediul poliției, era prevăzută ca infracțiune. Acum este doar o contravenție. Nu știam acest aspect. Pot să vă spun însă... Care, da. Așa. În țara asta, dacă se vrea, se plătește. Dacă nu, nu. Nimeni nu face nimic ca să... Nu vă pot contrazice în momentul ăsta. Cred că e contravenție dacă nu e ultraj. E contravenție dacă nu e infracțiune, fapt. Dar cred că depinde cât de departe merge. Exact. Despre asta este vorba. Adică, Dan, încerc să vă spun așa. Să știți că în codul penal anumite tipuri de fapte săvârșite împotriva unui om al legii, că el polițist, procuror, jandarm, au pedepse duble sau mărite cu 50% sau mărite 30%. Așa. Deci, acestea sunt protecțiile pe care le dă legea polițistului. Nu sunt suficiente, spuneți dumneavoastră, e punctul nostru de vedere și respect. Noi așa zicem. Ok. Alte aspecte care aș vrea să le lămuresc. A spus antevorbitorul meu la intersecția aceea aglomerată din București, în care era un singur polițist care dirija traficul. Vă dați seama ce ar fi însemnat ca acel singur polițist să plece după acel conducător auto care a trecut pe linia de tramvai, pentru că intersecția s-ar fi blocat. Mm. Cine era vinovat că s-a blocat intersecția? Haideți să vă povestesc eu ceva și vă mulțumesc pentru intervenție, Dan. Eu cred că am povestit-o și la radio. Eram în partea elaltă, în Băneasa. Și într-o zi a venit unul pe... Deci era, știi că acolo era intersecția aglomerată, tot timpul era un polițist acolo. Și săracul de el dădea din mâini până, cred că, noaptea visa cum face gimnastică. Și eu, stând la semafor, văd o fază. Vine pe partea altă, vine unul pe linia de tramvai, exact așa, vede polițistul și se oprește. Polițistul bagă fluieră în gură și îl cheamă. Vine acolo și zice, întoarce-te înapoi.
și l-a pus-o ea înapoi. Da, iată o soluție. Atât, n-avea timp să-l amendeze, că trebuia să fluidizeze acolo traficul, dar nici nu l-a lăsat să treacă. L-am ascultat pe omul ăsta un pic mai devreme. Nu sunt de acord cu ce spune că vin 40 de oameni. Să-mi fie iertat. E vorba de monopolul legitim al violenței, care e la stat, el reprezintă statul acolo în intersecția. Este la Ministerul de Interne. Care e stat? Nu, în acest sens, acolo vreau să ajung, voi să stai un pic. Mie mi s-a părut că reproșul principal pe care polițistul pe care l-am auzit îl făcea era către superiorii lui, care nu se uită la oamenii ăștia mici care stau în intersecție și se chinuie acolo. Acolo este, într-adevăr, o problemă mare. Și din nou ajungem la regulamente, la strategii. Înțelege oare Ministerul de Interne, șefii poliției înțeleg oare unde-s problemele cu traficul, unde-s problemele cu șoferii? Că dacă lasă pe ăla singur 7 ore în intersecție, într-adevăr, ajunge să viseze ce ai zis tu un pic mai devreme. Dar dacă ar pune 4 acolo, poate ar fi mai bine? Nu despre asta e vorba. E și despre asta. Nu, este vorba despre politizarea unor instituții strategice. Aia e altă discuție, discutăm despre asta. Nu, aceasta este discuția, de fapt. Să ne dacă vrei să ajungem acolo. Să ne amintim că între Ministrul de Interne și polițiști care s-au ridicat în picioare și au zis nu putem permite așa ceva la începutul acestui an, când cu polițistul pedofil, mai știi? Mai țin minte, da. Așa. Învingătorul a fost Ministrul de Interne. A căzut guvernul, ca să nu plece ministrul ăla de interne, care protejau o linie întreagă de polițiști. Știi ce, Moise, dacă mergem în discuția aia, mi-aduc aminte de niște polițiști care te dau cu basca în fața cotrocenilor și înjurau de mama focului. Da, exact. Ei, poate ar trebui să-și mențină spiritul ăsta, nu neapărat să înjure, dar spiritul ăsta de, cum să spun, de brazlă. De frondă. De frondă, ar trebui să-l mențină. Când politicul se bagă peste ceea ce... Pentru că almintele au să ajungă să sune la radio și să sugereze. Omul ăsta nici măcar nu spunea în clar care era problema. Dar ce încerc să spun eu ție, și Dan încerca să ne zică în felul următor. Dacă justiția este independentă încă de Ministrul Justiției, poliția nu este independentă... Este altă structură. ...de Ministrul de Interne. Păi ia altă structură. Problema este că structura respectivă e politizată, nu... E doar ministru și secretar de stat, oameni politici. De fapt, toți polițiștii își construiesc cariera dacă au pile în partidul nu știu care. Despre asta este vorba, în esență. Și asta zice orice polițist de pe stradă din România. Domnule, eu am șefi. Iar dacă șefii mei am o problemă cu ei din aceste motive, atunci eu o să mă comport ca atare. Sigur, e ușor să dăm vina pe politicieni. Dar politizarea structurilor administrative din România atinge poliția română și duce în fiecare. Eu nu te contrazic, dar să fii polițist este totuși o meserie, este o meserie grea. Da. Și, cum să spun, mai sunt și responsabilități politice când se întâmplă dezastre. Ai văzut, mai demisionează ministrii când se mai întâmplă câte ceva. Uneori. Sânge, nu tot timpul, da, că cere lumea sânge. Da, asta nu atunci... rezolvă niciodată problema. Rezolvă, uneori rezolvă problemele. Și acum eu întreb din nou, polițiștii care se plâng că nu sunt apărați de lege, că nu sunt apărați de structuri, că nu sunt apărați de... Mă, oameni buni, dar voi ce faceți? 0372069599. Am uitat numărul. Radu, bună ziua. Bună ziua, mă bucur că am intrat în direct. Spuneți ca toți cetățenii să semnalizeze orice neregulă și să fie parte în tot procesul ăsta. Acum o lună de zile, o persoană publică a condus de la București la Constanța cu un ITP expirat. A recunoscut că a avut ITP-ul expirat și totuși nu a fost deloc sancționată. Deloc. Scrie negru pe alb, ea personal a recunoscut în cadrul televiziunii, pe internet, pe Facebook. Cum vreți să vă spuneți? Lumea s-a sesizat. Și ce faci dacă ai o mașină cu ITP-ul expirat? Eu? Ce faci în România dacă ai o mașină cu ITP-ul expirat? Mergi și-ți faci ITP-ul. Cu ce mergi? Cu mașina. Pe platformă? Nu, bineînțeles că nu. Mergi cu ea pe stradă, deci încalci legea. Bineînțeles. Păi bineînțeles, e o situație neprevăzută. Uite, eu sunt în această situație. Am un Sielo, i-a expirat, n-am mai mers niciodată cu el, dar acum mi-l radiază ăștia și mi-am amintit că e în parcare de câțiva ani de zile și sigur i-a expirat ITP-ul, nici nu știu când. Problema este că nici n-am consumat nici de acolo, decât pe platformă. Da, e okay. Bine, dacă ai fost neglijent, probabil va trebui să duci pe platformă. Ascultătorul nostru cred că se referea la domnul Dragnea. Exact, da. Exact, 100%. Opinia publică a sărit, oamenii au venit, au văzut, au făcut plângeri, ce a fost necesar s-a făcut. În continuare, rezultatele au fost aceleași. Da. Inclusiv el personal are un polițiștii au zis că procedura prevăzută în lege este să te surprindă în trafic polițistul, să constate un polițist în trafic că te afli cu o mașină cu ITP-ul expirat.
Este într-adevăr, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și sunt de acord că interpretarea legii e în favoarea polițistului umil care se teme de Dumnezeu, de Dragnea și de Carmen Dan. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, și din nou, polițiștii în prezent nu pot să fie peste tot, că ei nu pot să fie egal cu participanții în trafic, nu poate în fiecare intersecție să fie câte un polițist sau doi sau la fiecare loc unde există ceva. Nu se va putea treaba asta. Nu cere nimeni așa ceva. Păi da. În momentul de față, ca să ajungem să circule toată... Vedeți că am ajuns, corect. Deci toată discuția noastră, deci am pornit de la o tragedie, eu v-am zis, domnule, e nevoie de educație. Petreanu a zis, e nevoie de cursuri... De conducere defensivă. Defensivă, ok. Până la urmă am ajuns la concluzia că poliția e de vină. Nu, eu zic că poliția nu are nicio vină. Mie se pare că poliția în ultimii ani și-a căpetat un respect în plus, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar că în momentul de față sunt depășiți de situație. Haideți să luăm cel mai simplu exemplu. Dacă eu vreau să plec de undeva până undeva, pot să mă uit pe Facebook, pe orice grup de radar, poliție, ARR, RAR și să le văd în timp real. Dar n-aveți Waze? Cum? N-aveți aplicația Waze? Și cu Waze-ul, dar Waze-ul, să zicem că nu e la fel de aplicat. Pe Facebook găsești... Fai de mine! RAR-ul. Nu știți dumneavoastră, polițiștii și-au informațiile de pe Waze. În fine, cum doriți. Bine, vă mulțumesc. Singura soluție... Da. Da, ziceți. Din punctul meu de vedere este dacă am instalat camere de filmat pe mașinile proprii, iar poliția să ia de bună rezultatele, să ia de bună filmările de pe mașinile proprii. Exact ca în Rusia, unde asigurările cer filmări, poliția cere filmări, toată lumea cere filmări. Asta e prima soluție concretă propusă și aplicată, propusă... Și până... te gândești că ar trebui o lege care să oblige toți oamenii să aibă câte o cameră? Păi nu să-i oblige, n-ai înțeles. Să-și le dea facilități dacă au. Adică să plătești... Ce facilitate? Să plătești RCA-ul mai mic. Iată. Păi nu putem interveni, că RCA-ul e totuși... Ce? Îl plătești la filme private. Așa este. Practic le iei ălora din bani. Nu-i nimic. Vor trebui să subvenționeze statul. Exact. Asta. Se dau sub formă de subvenții. Iată. Sunt, deci, pagubele pe care ți le produc accidentele din România, în condițiile în care fiecare se crede că e doar el pe șosea, sunt mult mai mari decât o astfel de subvenție. Ilie, bună ziua! Bună ziua, domnilor! Vă ascultăm! Am sunat pentru că sunt unul din transportatorii români care lucrează de 25 ani în domeniu. Da. Am lucrat... Adică sunteți patron de firmă de construcții? Sunt și șofer și patron. Lucrez ca persoană fizică autorizată. Okay. Datorită evenimentelor sau, mă rog, situației economice din 2009, a trebuit să-mi închid SRL-ul. Și am trecut ca BFA. Okay. Lucrez din aprilie 93, dar nu am plecat la o cursă, numai în străinătate fac curse, fără licență de transport. Eu nu pot să neg că cel care a avut accidentul ăsta în Ungaria a avut sau nu a avut licență de transport. Dar eu vă întreb așa, licența de transport îmi garantează mie, colegul dumneavoastră de trafic, că nu faceți live pe Facebook? Deci, licența de transport... Nu. Nu. 100% nu. Dar, ca să obții o licență de transport, trebuie să urmezi niște pași. Să mergi la autoritatea rutieră. Da, o întreagă birocrație. Așa e. Exact. Da. Dar trebuie să faci în fiecare an analiza medicală, trebuie să faci în fiecare an testul psihologic. Iată. Ce test psihologic? Dar, ce test psihologic? Transportul de persoane cu microbuze de 8+1 nu este reglementat. Eu vă spun... Mergeam în Germania și la al treilea drum, la a treia intrare în Germania, am ieșit poliția de la frontieră, au spus, dumneavoastră, veniți din România, noi nu avem cum să controlăm tot parcursul dumneavoastră, nu știm dacă ați dormit, nu știm ce ați făcut. Aici opriți, stați 9 ore, faceți pauză și intrați odihnit în Germania. Iată un exemplu de măsură proactivă și utilă. Da, mai ales aplicată în Germania românilor. Nu spune ulterior, că... Ia spuneți-mi dumneavoastră. Așa, și mai cu ei. Știți că nu, ulterior, după nu puteam obține viză pentru șoferi de la consulatul german din Sibiu pentru transportul de persoane cu microbuze. Ilie. Am spus clar, legile române vă permit, noi, ca stat german, nu vă permitem transportul... Ilie, ce salariu aveți dumneavoastră? Poftiți? Ce salariu aveți dumneavoastră? Eu lucrez ca persoană fizică autorizată. Venituri, cam cât câștigați din transport? Nu asta am întrebat, ce salariu aveți. Eu nu iau salariu. Dar când mergeți prin Germania, nu trebuie să vă plătiți cu un minimum din Germania?
Nu. Deci dacă lucrezi, dacă ești societate comercială, așa, și ai șoferi angajați, da, ești obligat să plătești salariul minim. Din Germania, da? Deci cât trece șoferul român angajat la firma din România prin Germania, îi plătește șoferului respectiv salariul minim din Germania. Știți de ce s-a introdus asta? De ce au introdus nemții chestia asta? Ca să îi oprească pe români și pe alții. Ca să elimine concurența neloială. Exact, 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 ca să oprească, nu concurența neloială. Păi era neloială, pentru că erau oameni, erau oameni care erau plătiți la un preț de dumping pentru piața germană de transporturi. Și erau oameni de servicii, care, nu e concurență neloială. Erau oameni care nu erau controlați, exact cum spunea ascultătorul nostru un pic mai devreme, nu se știa cât muncesc și cât stau în mașina aia și autoritatea a intervenit. Eu vă spun în felul următor. E, sigur, e dreptul noastră să... Și eu îi admir pe nemți. Cred că i-a reieșit destul de clar asta din toate discuțiile noastre de zi cu zi. Vă spun așa, că în momentul în care lor le-a fost clar că le dau faliment firmele de transport, din cauza inputului, a forței de muncă foarte ieftine, pe care o au firmele de servicii, în general, din Europa de Est, au știut cum să-și pună niște frâne birocratice. Că opritul la frontieră, și zic, la mine în țară e reglementat de 8 persoane mai mult altfel decât la tine în țară și eu trebuie să știu unde ai dormit tu și pentru că nu știu, tragi pe dreapta și te odihnești 9 ore, s-ar putea să fie una dintre aceste frâne birocratice. S-ar putea să mă înșel. S-ar putea ca dumneavoastră să aveți dreptate. În același, deci, până la urmă ne întoarcem la esența dezbaterii dumneavoastră, cereți să fie reglementat suplimentar, da, transportul de mai mult de 9 persoane. Am înțeles bine? De mai puțin de 9 persoane. Ilie? Numai Ilie, închis Ilie. Ok, bine, poate fi un punct de vedere și ăsta. Mai avem timp? Mai avem. Mai avem. Mariana, bună ziua! Bună, Moise, bună Europa FM. Mă bucur că am reușit să vă mai prind încă la telefon. Am auzit foarte multe păreri și cu multe sunt de acord. Problema este că prea puțin se pot pune în practică. Eu am cursuri de defensive trainings, e ideal ceea ce spune... Defensive, cum a zis? Training. Defensive ce? Cred că driving. Driving. Ok. Skills, da, driving. Skills. Și uite, am vorbit când tatăl lui Simone Tempestini, domnul Marco Tempestini, a fost în București și el îmi spunea că în România instinctul de conservare nu există. Vedem foarte mulți pietoni care sar pe zebră pentru că ei au dreptul să treacă și au prioritate, dar ei nu se gândesc și nici măcar nu au citit. Așa este. Asta e cel mai important. Nu au citit că trebuie să te asiguri înainte de a trece. Vedem șoferi care au mașini puternice și nu au măcar bunul simț să te lase să depășești un tir așa cum poți tu, cu mașina ta de capacitate mai mică, și fac acele manevre foarte greșite. Te depășesc prin dreapta, iar apoi staie calea pentru că ei trebuie să ducă, pentru că au mașini puternice. Nu, deci ei nu se gândesc, ei cred că era voință. Încercăm să facem foarte multe lucruri. Eu chiar lucrez la o idee pe tema asta, mi-am pus deja cameră de bord, țin să spun că o am și degeaba o am. Hai să zicem, cum m-ar ajuta pe mine dacă aș proiecta acest proiect de public shaming? Să zicem că nu le dau numărul de mașină, contextualizez doar situația în care s-a produs. Crezi că îi vor ajuta pe ăștia inconștienți să realizeze că pe mine mă pun în pericol? Deși eu am foarte mare grijă de mine, am grijă de cei din jur. Am avut la un moment dat postări pe Facebook în care ziceam ca în Carmageddon, știi? Damage minus nu știu câte mii de euro, pentru că feresc foarte multe mașini scumpe. Și eu conduc o mașină care nu e chiar atât de scumpă, dar nu e nici chiar ieftină. Și sincer, chiar nu mi-arde să mă duc să investesc și să-mi țin mașina în service, pentru că pe mine mă blochează complet, mă izolează de restul lumii. Am un serviciu unde trebuie, am un serviciu în care trebuie să ajung foarte mult la client și fac foarte multe pe treaba asta. Pe mine, dacă nu am o mașină de schimb, pe mine acel om m-a blocat și mi-a blocat business-ul pentru foarte, foarte mult timp. Crezi că m-ar ajuta acest public shaming să-l fac? Adică să facem campanii în care... Sunt campanii de felul ăla, dacă le mai țin pe Moise. Facebook. Da, ai parcat ca un idiot sau, da, nu știu, ca un dobitoc, nu mai știu. Ai parcat ca un bou. Ca un bou, și exact. Și eu ai condus ca o cizmă. Am avut campania Ai condus ca o cizmă, în care explicam oamenilor ce au greșit.
Eu nu sunt de acord cu asta, vă spun sincer. Știți de ce nu sunt de acord? Pentru că, exact cum începuse să spun, nu ne ajută pe partea de comunicare, nu ești sigur că efectele sunt cele pe care vrei să le obții. Eu am obiceiul să vorbesc cu oameni în trafic. Eu, de exemplu, am această problemă, nu înțeleg de ce cineva la ora 7 sau 7 și jumătate dimineața s-ar înfige cu două mâini în volan și ar rămâne înfipt acolo. Claxon. Adică asta cu claxon. Nu te gândești că la 7 dimineața s-ar putea să mai fie oameni care dorm. Nu eu, că eu sunt treaz de foarte de dimineață. Dar nu înțeleg pe acești oameni. Ei sunt atât de individualiști și de prost crescuți, încât următoarea întrebare e ce poți să faci. Ei, eu stau de vorbă cu oamenii. De foarte multe ori în trafic v-am mai zis, am chestii de astea, vezi că ți s-a stricat semnalizarea. Da? Oprim așa la semafor, după ce mi-a tăiat fața fără să semnalizeze și zic, vezi că nu-ți merge semnalizarea, cred că s-a stricat. Și unii mă înjură, alții zâmbesc sau, mă rog, mi se mai întâmplă lucruri. Odată mi s-a întâmplat încercând să stau de vorbă cu o doamnă care se înfipsese în volan și așa, să-mi arate telefonul, a crezut că o hărțuiesc sau ceva de felul ăsta, să-mi arate telefonul și să cred că vrea să zică eu sunt la 112 sau ceva de genul ăsta. Eu vreau să stau de vorbă cu ea și să-i explic că în jur sunt blocuri. Eram la Perla și la intersecția Ștefan cel Mare cu Dorobanți. În jur sunt blocuri și sunt oameni care stau la ei acasă și nu trebuie să ne audă pe noi claxonând acolo. Când se blochează Bucureștiul și se blochează în fiecare afurisită de zi de 3-4 ori, hai să ne mai împrietenim așa unii cu alții, să stăm, domnule, fără să ne mai enervăm unii pe alții. Că, de fapt, ne încurcăm unii pe alții și împreună ne enervăm și trăim și ne facem viața amară unii altora mai mult decât... Dar știi că asta e o minoritate, Moise? Care? Cu oamenii ăștia agresivi în trafic. Dar pentru simplu dar fapt că e foarte vizibil, aia e agresivitate, claxonul ăla e agresivitate. E interzis claxonul în localitate. Și este interzis, da. E da. Și agresivitate și prostie în același timp. Dar ei sunt o minoritate, insist. Nevastă mi-a avut o experiență odată, i s-a stricat claxonul și pentru că ea nu știa să-l repare, eu i-am zis să-ți duc mașina la serviciu și nu i-am dus-o vreun an de zile. Și vreun an de zile asta fără claxon, deloc. Pot să spun că a observat acest lucru după câteva luni de zile, că n-are claxon. Și... pentru că n-avea acest obicei, probabil, să claxoneze într-unul. Ia faceți acest exercițiu cu toții. Nu folosiți claxonul. Nu te uita de la mine, eu n-am carnet. Tu n-ai carnet, vai de tine. Mulțumesc, Mariana. Bună ziua, Ștefan. Bună ziua, bună ziua. Referitor la cazul de joia trecută, cu puștul de 21 de ani, care a fost înjunghiat în trafic de un individ care circula pe linia de tramvai și nu a fost lăsat, să intre după linia de tramvai în carosabil. Deci, pur și simplu, i-a pus viața în pericol. A fost înjunghiat un puș de 21 de ani. Nu, cred că a și murit. Eu mi-am amintesc că a murit. Nu, e film. E băiatul meu. Oh, Doamne, iartă-mă. Ia, povestiți-ne. Păi, ce să vă povestesc? Vă dați seama că toți ne-am gândit. Da, haideți. 4 ore și jumătate a stat în operație. Așa. A avut plămânul perforat. Da. Și din plămân, nu știu cum Dumnezeu a ricoșat ăsta, cuțitul, că n-a fost un briceag, un cuțit probabil de bucătărie, i-a ricoșat în stomac. Da. Deci 4 ore și jumătate a stat pentru că nu l-a lăsat pur și simplu să se bage. A zis, am lăsat unul, am lăsat doi, am lăsat trei. Mă claxonau din spate. N-am avut ce să fac. A zis că s-au șicanat timp de 2-3 semafoare și a tras pe dreapta, a ieșit cu cuțitul și... Da. Individul este în arest la domiciliu pentru că nu prezintă pericol public. Uite, statul pentru român, arest la domiciliu pentru așa ceva. Așa mi se pare inadmisibil. Codul de procedură penală, frățioare. Nu cred că vreun cod de procedură penală dă voie unuia care a încercat să omoare un om să-i dea voie în libertate. Pentru că asta este o libertate un pic știrbită, așa. Omul ăsta acasă își face ochiuri la ora asta. Și a dat cu cuțitul. A dat cu cuțitul. Mi se pare inadmisibil. Aici aș vrea niște explicații. Și aș vrea niște explicații. Știu că nu să poți să le... Iertați-mă o secundă. Poate să fugă din țară, exact. Eu aș vrea niște explicații, știi de la cine? Și nu o să le obțin niciodată. De la judecătorul ăla care l-a trimis acasă în arest la domiciliu. Exact. De la judecător le vreau, pentru că pe codul penal poate să-l trimită în arest. Este pericol public, asta face. Justiția, de da? Apără de pericole publice. Umblă cu pistoale, umblă cu pistoale, cu săbii, cu cuțite, cu... E inadmisibil așa ceva într-o țară care noi dorim să trăim liberi și nu știu, nu mai am cuvinte, nu știu ce să mai zic. Vă rog să mă credeți că am dormit și eu și soția câte 2 ore, 3 ore pe noapte, ca trebuie să stăm lângă el, să-l păzim, să-i
ni l-a dat acasă de ieri și suntem distruși, practic. Eu, în primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că nu știam că a supraviețuit incidentului respectiv. E genul acela de știre... Eu am un copil de 18 ani care n-are permis, dar mă tot bate la cap să-și ia permisul și în momentul respectiv, când auzi o astfel de știre ca părinte, te pui imediat, adică empatizezi, mă înțelegeți, fiecare dintre noi s-a văzut în locul dumneavoastră. În al doilea rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat, că ați intrat și că ați dat singura veste bună din această emisiune. Faptul că fiul dumneavoastră a supraviețuit înseamnă foarte mult, să știți. Însă în același timp, până la urmă, emisiunea se termină aici. În același timp, aș vrea să vă atrag tuturor atenția că nu am găsit cu adevărat soluții și că poate soluțiile înseamnă câte puțin din fiecare sau câte mult din toate, habar n-am cum să spun, totul este să existe interes. Și eu cred că noi, ca societate, putem face mult mai mult, Teo. Putem face mult mai mult și fiecare în parte, și noi ca societate și noi ca redacție. Am promis un pic mai devreme că nu lăsăm subiectul ăsta să dispară și nu o să lăsăm să dispară împreună cu colegii mei de la știri și cu tine. Dacă vrei să ne te alături, o să încercăm să discutăm cât de mult putem despre trafic și când și despre civilizație și despre educație, cum spui tu. Și atunci când spun trafic, nu mă refer doar la violență, road rage. Mă refer și la infrastructură, mă refer și la educație, mă refer și la numărul de polițiști și la pregătirea polițiștilor și la pregătirea șoferilor și la testele psihologice. O să punem toate întrebările astea în perioada următoare. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM. Și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.